Și mai avem o veste importantă, o veste bună, am putea spune, în aceeași zonă. Celebrele drone Bayraktar ajungă și ele la noi în țară în aceste zile. Este vorba despre 6 în total care vor fi preluate de armată, iar în lunile următoare vor sosi încă 12. Despre aceste achiziții militare ne dă detalii Alexandra Din. Bine v-am găsit! Luna aceasta va sosi în România primul sistem Bayraktar din Turcia. Un sistem cuprinde 6 drone, iar România a cumpărat în total 18 aeronave fără pilot. Primele drone au început deja să vină, iar următorul sistem va sosi în luna septembrie, iar ultimele aeronave fără pilot vor veni la începutul lunii ianuarie în 2025. Din acel moment, țara noastră va putea face misiuni de supraveghere cu acest drone. Despre Bayraktar știm deja că sunt extrem de eficiente pentru că deja au fost folosite în Ucraina. Militarii de la Kiev au compus chiar și o odă pentru aeronavele fără pilot după ce au distrus cu ele foarte multe tancuri rusești. Dronele pot ajunge la peste 200 de km pe oră și au un motor de 105 cai putere. Autonomia aeronavelor fără pilot este de peste 24 de ore și acestea pot fi comandate de la o distanță de 300 de kilometri. Altitudinea maximă la care poate zbura este de peste 7.000 de metri, dar o astfel de dronă este operațională la 5.500 de metri. Bayraktar este o dronă destul de mică, cântărește 150 de kilograme, iar una singură costă aproximativ 6 milioane de dolari. Alături de noi și mulțumesc pentru asta, domnule Adrian Cioroianu, a fost ministru de externe. Bună ziua, mulțumesc pentru prezența, domnule ministru. Bună ziua, eu vă mulțumesc. Da, cumva sună bine, da? Deși nu ne dorim să ajungem la război, vestea privind sosirea acestor echipamente militare în România, că vorbim despre dronele Bayraktar sau despre operaționalizarea acestui al doilea sistem Patriot, dar întrebarea mea pentru dumneavoastră este, credeți că ar trebui să ne și despărțim de unele dintre ele dacă vor continua să vină, nu, cerințe din partea Ucrainei și presiune chiar și din partea americanilor, dacă ne uităm la acel sistem Patriot pe care ni l-au cerut de ceva vreme și deocamdată nu s-a întâmplat nimic? Haideți să-l luăm pe rând. Imaginați-vă că anul trecut a fost la Ankara o reuniune a directorilor bibliotecilor naționale din Europa. Și am avut onoarea să particip la Ankara, unde unul dintre zgârienori este clădit de această firmă, de Bayraktar. Firma care a livrat aceste surprinzător de spectaculoase și eficiente drone care au influențat atât războiul din Nagorno-Karabakh, acolo au dat un avantaj Azerbaijanului în confruntarea cu Armenia. Acum s-au dovedit destul de eficiente în planul contraofensivei ucrainene împotriva Rusiei. Deci din acest punct de vedere, drona cred că este spectacolul acestei operațiuni, acestui război pornit de Rusia, un spectacol la care Rusia nu se aștepta. Adică aceste drone turcești s-au făcut în altă parte, acum le fac și ucrainenii, Rusia nu se aștepta la ele pur și simplu. Din perspectiva sistemului Patriot, aici lucrurile sunt totuși clare. Vorbim de un sistem de circa un miliard de dolari. Fiecare rachetă în parte costă plus minus 3 milioane, vorbim în dolari. Problema este unde le folosești mai eficient. Prefer să le pui pe teritoriul României și să aștepți ca Rusia să se aștepte, să se apropie de tine, să neutralizeze Ucraina, să neutralizeze Republica Moldova, sau prefer să ajuți Ucraina? Asta este, simplificând ideea de la care va pleca Consiliul peste câteva zile, Consiliul Național pentru Apărarea Țării. E programat deja, președintele Iohannis a vorbit despre el.
Nu vreau să mă gândesc că l-au programat după alegeri, domnule ministru, să nu îi încurce la vot, pentru că mă gândesc că părerile românilor sunt împărțite. Da? Dacă unii sunt de acord să facem acest gest, da? Să pasăm, să le dăm ucrainenilor acel sistem care la momentul respectiv era singurul, acum avem un al doilea, alții, din potrivă, sunt împreună. Noroc că au trecut alegerile și nu va mai face valuri această decizie. Dar dumneavoastră la ce vă așteptați? Să primească undă verde acest transfer al unui sistem Patriot către Ucraina? Citeam în presa internațională că americanii l-au mai trimis un al doilea sistem de rachete Patriot. Poate a mai scăzut presiunea pe România. Păi haide să le spunem oamenilor cum stă adevărul. Acest sistem Patriot este o revoluție militară intervenită la sfârșitul anilor 80 în tehnologia Statelor Unite, în acele cabinete care au, cum să spun, întâietate în progresul tehnologic militar. Ele au fost folosite în războiul din Irak. Prin 2017, Polonia a anunțat achiziționarea a vreo 7 sisteme. Noi am urmat ulterior. Polonia între timp a urcat la 8, dar nu mai contează. Prețul oricărei unități este de circa $1 miliard. Ce facem cu ele? Aici este o problemă pe care, iertați-mă, n-are rost să discutăm noi la televizor. Există un Consiliu Național de Apărare a Țării, adică sunt oameni care au toate informațiile de ce le-am folosit noi pe teritoriul țării, dacă le-am putea folosi într-o țară vecină care se apără împotriva unui agresor teoretic comun, pentru că dacă trece de Ucraina, iertați-mă, Rusia merge spre vest oricum, de ce le-am păstrat în granițele noastre, când poate în momentul de față ucrainenii au mai mare nevoie de ele? Cred că ați fi surprins, aflați că de mulți români ar spune, lasă că mai bine le ținem. Decizia însă finală luată de CSAT, dacă mi-aduc aminte, o să vină cam într-o săptămână, poate reluăm atunci discuția. Mulțumesc, domnule ministru, pentru comentarii. Cu mare plăcere, o zi bună! La.